sword in the sky? I can. It's right there. Guardians? Kang the Conqueror is attacking. We've nearly evacuated everyone, but our last rescue ships are pinned down. We can't hold out much longer. Salutare, first player! În ultima vreme ne-am cam jucat pe PS4, după cum v-ați dat seama, și ne-am cam jucat prospături, cum e cazul lui LEGO Marvel Super Heroes 2. A debutat pe 14 noiembrie și este unul dintre puținele jocuri care ne permit să intrăm în pielea haioșilor Guardians of the Galaxy plus restul marilor personaje Marvel. În ultimii ani, jocurile LEGO au început să abunde și dacă înainte vedeam unul pe an sau unul la 2-3 ani, acum cred că apar trimestrial. LEGO Marvel Super Heroes 2 vine de la Traveler's Tales, cunoscut pentru LEGO Star Wars The Video Game, dar și titluri de Formula 1, Crash Bandicoot și câteva jocuri Sonic. Au creat și multe alte jocuri LEGO, inclusiv LEGO Batman 2, LEGO The Lord of the Rings și LEGO Harry Potter. Acțiunea pornește la drum în acest titlu cu Guardians of the Galaxy în mare formă, într-o luptă cu Kang. Din câte am înțeles, povestea ar fi complet originală și nelegată de vreo periculă recentă Marvel. Noutățile principale aici sunt abilitatea de a manipula timpul și modul competitiv Super Hero. Numărul de personaje jucabile este gigantic, de la favoriții publicului ca Rocket Raccoon până la She-Hulk, The Presence sau Spider-Gwen. Nu exagerez deloc când zic că sunt sute de eroi care vă așteaptă aici. Bătăliile se petrec în universul ciorbă numit Chronopolis. De ce ciorbă? Pentru că villainul Kang the Conqueror a combinat 16 sau 18 universuri diferite în unul singur. Primul boss battle e cu un robot gigantic aflat la capătul timpului și arma secretă pentru a-l învinge este mina antigravitațională mânuită măiastru de Star-Lord. Nu vă așteptați aici la un platformer glorificat ca de titlul LEGO, ci la un joc action-adventure în care putem și zbura, în care ne vom lupta și avem și puzzle-uri gârlă. De obicei, puzzle-urile implică să construim ceva din piese LEGO, să învârtim un mâner, să alimentăm mecanisme electrice folosind fulgerele lui Thor. Button mashing-ul a rămas sfânt aici, dar acțiunea pare mai 3D acum pe multiple înălțimi, etaje și planuri eterice și nu doar la un nivel liniar. Jocul e clar gândit pentru cei mici, așa că e plin de glume safe, dar și ghiduri și tutoriale, avem chiar și o secțiune de coduri, cheat-uri, semnalată cu litere de șchioapă, dacă vreți să deblocați toate personajele mai rapid. Din păcate, glumițele și dialogurile sunt cam subțiri și nu am râs sau zâmbit nici măcar o dată. Măcar nu se mai ia în serios acest titlu cum am văzut la ultimul LEGO Star Wars, iar maximul caterincii se rezumă la un personaj badass sau villain care bea un suculeț roz în timpul unui briefing. Eu sunt un om simplu, mă amuz când Wasp se face mică sau mare cu apăsare de buton. Acțiunea deseori haotică și în momentele când te bați cu un boss sau încerci să rezolvi un puzzle, minionii sunt mai mult enervanți decât o provocare pentru gamer. Cel mai mare bug al jocului e faptul că butonul triunghi cu care schimbi personajul controlat e și celul care te urci într-o navă sau turetă. Level design-ul este și el haotic și nu simt o coeziune și o coerență aici, lucru care poate fi pus pe seama acelui univers ciorbă, probabil folosit ca o scuză de producătorii jocului. Grafica mi se pare mai puțin shiny și mind-blowing decât la LEGO Star Wars, dar să zicem că simt un oarecare upgrade față de LEGO Marvel Super Heroes. Eroii au fost aduși la zi, avem locații complet noi și mult mai ample decât până acum, deși niciuna nu e nici pe departe similară cu Tatooine sau excelentele jungle de pe Endor. Spuneam ceva de un nou mod de joc. Acesta este o copilărie curată, o cafteală într-o arenă în care încercăm să punem mâna pe Infinity Rings într-un duel cu alți 3 jucători. Mai avem și alte lupte în arene, dar pe acelea nu am încercat încă. Cea mai mare realizare a acestui joc e că fiecare erou are propria putere specială și chiar se simte în gameplay. Star-Lord și Thor pot zbura, ca și Iron Man, Thor curentează mașinării, le face să meargă, Captain America își folosește scutul pentru a ricoșa, de asemenea pe post de skateboard. Black Panther activează claw switches, iar Spider-Man se dă pe pânza sa și poate urca pe ziduri, dar și simți obiectele ascunse. Avem și combinații de personaje, precum Carnom, o fuziune între Venom și Carnage, sau un Hulk Gladiator. Mi-a plăcut faptul că prin manipularea timpului poți face din Baby Groot un Groot mare pe care să te cațeri pentru a ajunge la platforme înalte. Spider-Man poate ajunge în anii 20 la versiunea noir sau în viitor la versiunea sa 2099. Să nu mă înțelegeți greșit, acesta nu e un review pentru că am bifat doar 2 ore de joc până acum. Mă consider totuși destul de versat încât să înțeleg ce oferă Traveler's Tales aici. Și anume, o toră de personaje, câteva mecanici noi, multiplayer cu arene și 4 personaje, o poveste proaspătă, dar și dialoguri subțiri și puzzle-uri și luptă mult ușurate. Un joc safe, de copii, pentru copii, cum ar veni. I-aș da un 6.50, dar asta după mai multe ore de joc. Being here means you saved on the catering. Incoming call from Nick Fury.